se întâmplă într-o fântână și aici vreau să ajung la un organ, oricare organ al nostru, de care nu ții cont că se află lângă un meridian care vine și s-a văzut, aceste meridiane au fost demonstrate, nu mai e nicio taină. Și sunt meridiane, s-a crezut că sunt doar energetice, dar s-a văzut că de fapt sunt informatice. Și atunci vorbești... Ce spune, deci, absolut, absolut, sunt meridiane clar cu o doză de energie, pentru că a fost măsurată. Asta, bune, știu că sunt energie, dar sunt meridiane informații. Au și informații în ele? Poartă informația? Da, o să vă aduc și pot să vă arăt. Interesant. Păi sigur că da, și atunci cum poți să vorbești de un organ, vorbeam de fântâna aia, care scade, crește, se tulbure, fără ții cont că este lângă un mare fluviu, este lângă un mare meridian. Și atunci discuția noastră, cum să vă spun eu, a priori nu prea mai are bază, pentru că spui, domne, am demonstrat fabrica asta, ficat, uite cum funcționează, așa, 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 așa. Dar, domne, dar eu tot să o încadrezi într-un context mare. Da. Și atunci asta este problema. O să vedeți că gândirea noastră se va schimba enorm în ce privește corpul uman. Sperați dumneavoastră? Sunt absolut convins. Da. Este atât de sigur încât îmi pare rău că nu o să trăim noi să le vedem pe toate astea. Dar vă spun eu, așa se va discuta. Iar ce vă spuneam despre coloana vertebrală, pe când s-a constatat că 40% din durerea de coloană vertebrală vin de la picior. Deci ameliorarea unui defect la nivelul piciorului, la nivelul tălpii în speță, duce la ameliorarea 40%, păi se schimbă discuția. Și asta a fost posibil în momentul când politicul, vorbează de politic la începutul emisiunii, vine și pune piciorul în prag. Dom'le, a venit niște cheltuieli cu durerea asta de spate fantasmagorice, nedărâmă. Și atunci, hai să vedem ce se întâmplă. 25-30% vin de la ochi, de la sistemul vizual. Când i-am spus unei colege de ale mele, mare oftalmolog, o vedem și e o drăguță și o deșteaptă la televizor, și am spus, măi, doamna profesor, să știi că poți să ai dureri de genunchi care vin de la ochi. Ai, mă, Ștefane, că exagerez, am auzit eu, dar prea, ăsta este adevărul. Indubitabil și demonstrat, și vi pot demonstra pe un pacient oricând. Există legătură clară între ochi și, de exemplu, trenul inferior, picioarele. Și invers. Extraordinar de interesant, dar așa funcționăm noi. Întreg universul, practic. Despre asta este vorba. Univers. Ori asta ne este foarte greu să acceptăm, iar cei care acceptăm, nu vă ascund, eu am ajuns la ozonoterapie, știți de ce? Pentru că am fost foarte bolnav eu. Și când n-am mai putut să merg... Problemele dumneavoastră. Exact. M-au luat așa, m-au dus în Italia și mi-au făcut ozonoterapie. Eu care eram nu, dar ce mai puteam să zic nu, că de-abia mai mergeam? Și când am văzut că îmi face bine, a zis, stai, domnule, sunt chiar prost să mă duc tot timpul la Milano și la Bergamo și la Torino să fac ozonoterapie? Și așa, nu că am fost eu un deștept și un înaintat, dar am ajuns și am zis, nu se poate, din momentul ăsta trebuie să se facă și în România. Și iată că se face și vreau să vă spun că în momentul ăsta sunt câteva spitale mari, doar în București vă spun, nu știu exact ce se întâmplă în țară. Vă vorbesc de Spitalul Militar Central cu cea mai modernă secție de la ei de aerospațiale care face ozonoterapie de înalt nivel, Spitalul Elia, Spitalul Universitar, eu vă vorbesc de spitale emblematice. Deci se face în spitale mari, emblematice și se face și în privat. Bun. Deci discuția despre ozon, că ar fi sau că n-ar fi... Da. Este... Acum este clar, este la bis. Doamna Mondra, dumneavoastră aveți un rol în toată ecuația? Că să dăm și doamnei cuvântul. Da. Într-una din nopți n-am putut să dorm. Am văzut o emisiune cu domnul doctor Tirun. A doua zi de dimineață am luat coordonatele, am dat telefon. Am ajuns la concluzia că pot să mă programez și am și plecat spre București să-mi fac tratament în ideea cu cât mai repede, cu atât mai bine. În momentul în care am văzut după primele ședințe cât de bine mă simt, l-am întrebat pe domnul doctor ce posibilități ar fi pentru tot cei care locuim aici, pentru că este greu să faci, să plătești transportul, să stai 3 săptămâni în București. Este foarte greu și a zis dânsul foarte deschis, dar există posibilitatea cu o singură condiție, începeți să vă ocupați. Așa, ați început să vă ocupați dumneavoastră. Da, ca foarte să putem, bine, dânsul da. N-ar fi putut să vină la Bistrița să se ocupe de organizare și de toate celelalte. Și absolut. Am înțeles că biroul domnului doctor este pe Titulescu, nu? La numărul 21. La numărul 21, bine am văzut, da. Acolo e centru. Vreau să-mi spuneți ce înseamnă acum, deci câți oameni pot să meargă acolo, că ceea ce îmi spune domnul doctor este cât se poate de interesant, mai ales că fiind vorba de chinezi și de tehnicile tradiționale chinezești, antice, se pare că revenim la lucrurile vechi, domnule doctor, nu? Păi, nu revenim, adică... Stimate domn, cum să negi
o știință care de mii de ani, nu știu să vă spun câte mii, unii zică 5, unii zică 6 mii de ani, își arată pe miliarde de pacienți eficiența. Cum poți să o negi? Poți să o discuți, poți să spui, domnule, nu înțeleg de ce se întâmplă. Deci acupunctura este clar că este dovedită și a fost dovedită așa. Ideea care era, cum se poate face la Bistrița? Doamna doctor, numai că sau doamna Mondă, numai că s-a ocupat de local și așa mai departe, dar a făcut un efort foarte mare și a trimis 3 doctorițe care au făcut un curs post-universitar de cel mai înalt nivel și care, credeți-mă, că n-a fost gratuit, a fost scump, a fost greu pentru că a fost pe 3 ușor, săptămâni, da, n-a fost deloc ușor, credeți-mă, a fost greu și vreau să vă spun că din cei din studenți acolo, nu era niciun student, din medici și medici primari din 6 țări au fost acolo, pe primele 2 locuri au fost 2 doctorițe din Bistrița. Vă spun foarte clar și bravo lor, le felicit din tot. Domnul doctor, haideți puțin, luminați-mă, că așa e. Da, avem un telefon sau ce? Nu. Bun, haideți să mă luminați puțin. În ce baze, sau în ce baze funcționează această știință, această ozonoterapie? Sau ce are ea? Ce... Cum bine spuneați, a fost descoperită înainte de începutul secolului. Problema și s-a folosit, să știți, la răniții din război. Care aveau primul război mondial. Exact, plăgile acelea cumplite. Plăgile, să știți că plăgile de tranșee sunt groaznice, pentru că nu numai că e plagă, dar stai în noroi și în umezeală, ceea ce duce de obicei și la... Și nu aveam nici penicilină atunci. Nu exista nimic. Exact. Și acest ozon a mers foarte bine și a văzut că s-au salvat așa. Problema mare cu ozonul este că este foarte instabil. Să știți că ozonul este ceea ce simțiți la sfârșitul unei furtuni cu fulgere trăznete. Minună, da? Aia, descărcarea electrică face producție de ozon. Uh-huh. Și mirosul ăla pe care îl simți dumneavoastră ca de fân cosit foarte puternic, da, da. Aer este curat. Ozon. Aer curat. Exact, aerul ăla aer este curat. Ozon. Da. Atenție! În concentrație foarte mare, care nu se poate atinge decât cu scule foarte sofisticate și scumpe, este chiar toxic. Dar noi îi folosim în doze foarte mici, în concentrații mici și în doze foarte mici, care exact ca veninul. Veninul este nu numai toxic, poate ucide, dar în cantități foarte mici este cel care declanșează niște reacții de răspuns extraordinar de bune ale organismului. Asta se face și cu ozonul. Problema a fost de ce a durat atâta până s-a instalat. Da. Pentru că nu rezistă, trebuie niște chestii din cauciucuri speciale. Pentru că dacă nu, topește tot. Ozonul este o substanță extrem de instabilă. El este O3-ul care se transformă practic imediat. Cum a intrat în organism? Practic nici n-ajunge la nicio celulă. Nu. Se transformă în oxigen, dar este de 26 până la 30 de ori mai tare decât oxigenul. Că asta este. O cură de ozonoterapie echivalează cu 2 săptămâni de stat la munte la 2000 de metri. Fantastic. Ca să știți, dumneavoastră, acest ozon în forma lui cea mai așa, care este forma sanghină, se scoate niște sânge, se bagă ozon, se melaxează și după aia se reintroduce în organism, a fost multă vreme folosit de sportivi. Până la scandalul cu americanul de la Turul Franței, care făceau toți colegii scandal. Dom'le, ce face asta de ne bate, se antrenează tot anul cu noi și la Turul Franței ne bate de ne rupe. Și ăsta se ducea și făcea ozonoterapie, se punea la punct, nu trebuia să stea la 2000 de metri altitudine, deci făcea ozonoterapie și rupea. Și asta era folosită și în continuare de către sportivi. Și atunci Comitetul Olimpic Internațional a spus, dom'le, este manipulare sanghină, ta-na-na, fără să spună că e ceva rău. Dar la sportivii de înalt nivel nu mai este vorba, nu mai este voie să facă în forma sanghină. În schimb, celelalte forme injectabile care merg pentru dureri și așa mai departe, sunt extraordinar de bune. Eu am jumătate din fotbaliștii României, 3/4 din tenismeni și așa mai departe. Dar cine vine? Chiar așa, spuneți-mi, din ligă... Păi... Am văzut că ați fost arbitru de box, sau sunteți arbitru de box, nu? Asta era de mult. Când și mai dați așa, mai vă pricepeți? Păi eu sunt președintele secției de box. Sunt președintele secției de box Dinamo. Boxer. Am campion. Sunteți dinamofiți ca mine. Bine, perfect atunci. Secția de box, secția nu de stați box, puțin, nu. Că clubul Dinamo este un club superb. Fotbalul este și bun. El pe acolo. Haideți să mergem la fotbal puțin și să vă întreb câți dintre fotbaliști își fac o ozonoterapie. O să-i las să spună ei, că nu, dacă cineva vine la mine, nu o să spun cine, dar toate... Toți fac acolo? Păi stați puțin, eu pe rând m-am ocupat de Cluj, Timișoara, Steaua, TFR-ul, Poli. Păi vă spuneam, așa, Poli, da, cum mai trei sunt, da. De, păi, Sportul, Argeș,
Largeș, da, și, săraci, da. Deci asta a fost în mod sistematizat. A, de-aia mea sportul acum în divizie, ați făcut o zonoterapie. Nu, o zonă. Cu asta am tratat pe mai mulți. A, bun. Pot să vă spun cu mândrie că